Că tot vorbeam despre discuția voastră de aseară, tu povesteai, Grațiela nu ai punctat astăzi, dar ai ajutat foarte mult echipa. Așa este. În afară de traseu, când am fost sus, am fost tot timpul pe toate traseele. Mă bucur foarte tare că am tras împreună cu ai mei colegi pentru această victorie. M-am completat foarte, foarte bine cu Elena, ceea ce mi se pare super. V-am zis și la finalul jocului. E o premieră pentru voi două. Așa este, am eu o vorbă. Ce minte aveam eu acum 3 săptămâni? Dacă aveam mintea de acum, ajungeam departe. Important este că avem cu toții zâmbetul pe buze și că iarăși s-a așternut o liniște care sper să nu dispară între noi, să minunea să nu țină doar 3 zile, ci să țină până la sfârșitul jocului. Vom vedea dacă este o liniște autentică sau este doar liniștea dinaintea furtunii, depinde doar de voi. Eu cred că este o liniște care va ține mult timp de aici încolo. Că mi-a venit și mie mintea la cap. Bun, nu voi comenta mai mult. Îți mulțumesc. Asiana, ai câștigat 2 puncte astăzi, ai avut un traseu, ai avut un meci din care ai ieșit neînvinsă. Asta deși, la începuturile Survivor, ai fost nominalizată de 2 ori. La început și poate și în continuare, dar mai puțin cu siguranță, colegii tăi au crezut că ești mult prea fragilă pentru această emisiune. Într-adevăr, astăzi am adus 2 din 2 puncte, ceea ce mă bucură. Țin să le mulțumesc tuturor care au fost cu mine pe traseu, pentru că datorită lor am reușit să aduc cele 2 puncte. Legat despre sensibilitatea mea pe care colegii mei o văd, nu știu ce să spun, pentru că tocmai am prins curaj, încredere în mine și sunt conștientă că trebuie să-mi văd în continuare de treabă și să ajut pe fiecare în parte atât cât pot și în continuare să demonstrez că mi-e merit locul aici. Mulțumesc! Și eu! Ghiță, la începutul meciului ai spus că în acest consiliu vrei să fii ca la cinema. De partea cealaltă, cei doi războinici mai vocali au spus că te așteaptă la cinema și că o să ai parte de efecte 4D. Ce film vezi în seara asta? Calitate 4D, cum au zis cei doi războinici. Și precum ne vezi, suntem din nou în primul rând. Le-am și spus colegilor mei astăzi că dacă insistă, eu le fac abonament și atunci, rând pe rând, o să vedem filmul renoare, cum câte un războinic pleacă acasă. Și ce este? E un serial, știi? Era pe alt canal TV un serial în care avea foarte multe episoade și nu se termina niciodată. Așa sper să fie și de acum încolo pentru noi. Aici pot avea cel mult 9 episoade. Ne mulțumim și cu cele 9. Pe de cealaltă parte însă, Andy, pentru că sunt delicioase aceste confruntări verbale, aceste dispute verbale, nu mă pot abține să nu-ți dau dreptul la replică. Da, probabil vor să vadă, am înțeles, că un serial. Noi o să aducem popcorn-ul pentru că chiar sunt curios care va fi aici ultimul și va savura cu adevărat acest serial. Andrei, completează așa cum ai completat și azi dimineață. Ce pot să completez? Ghiță mă uimește de fiecare dată. Nu știu la ce serial sau ce film se uită Ghiță în momentul de față. Probabil ei se uită la un serial, noi asistăm la o telenovelă. Dar suspansul
ca și în telenovele, există de la episod la episod? Știi, Dan, ce mă uimește la echipa Faimoșilor? Că numai la victorii ei sunt o echipă unită, chiar se înțeleg bine și chiar cooperează bine, dar numai la victorii. În schimb, la o înfrângere au iarăși problemele aceleași pe care trebuie să le rezolve. Dan, vorbeai de cheia succesului, eu cred în continuare că cheia succesului este strategia pe care nu o condamn, probabil și noi am alege la fel, dar deocamdată noi suntem războinici și încercăm să luptăm de două ori mai mult ca să facem față la această strategie și anume că noi rămânem pe bancă, oameni buni. Pentru că, bineînțeles, Faimoșii aleg strategic. Eu am rămas pe bancă astăzi odată, colegii mei la fel au stat pe bancă câteodată. Cam asta este cheia succesului. Iar în momentul când încercăm și reușim să ne remontăm și să dăm 200% mai mult, îi și bate. Aveți grijă că dacă și mâine pierdeți, strategia lor nu va mai funcționa prea mult, că veți ajunge la egalitate. Ușor, ușor. Deci aveți grijă. Carina, cum veți vota astăzi? Pe ce criterii? Din punctul meu de vedere, cred că vom vota în continuare după sportivitate, dar mai ales după ce simțim, după emoție. Pentru că am observat că pe noi foarte mult ne ajută emoția noastră și vibe-ul nostru contează cel mai mult. Și să înțeleg că tu, cel puțin, vei vota pe cineva care nu te emoționează atât de mult? Eu voi vota persoana care este cel mai puțin pe aceeași undă de lungime cu mine. Sunt convinsă că toți războinicii vor gândi pentru binele grupului și toți de aici suntem oameni maturi și toată lumea înțelege că este vorba de o strategie care va ajuta grupul până la urmă. Asta e cel mai important. Emma, azi n-a fost o zi prea bună pentru tine. Din păcate, pentru echipa ta n-ai reușit să punctezi. Spune-mi dacă în acest consiliu ai emoții pentru viitorul tău în această echipă. Da, așa este. Din păcate, astăzi nu am adus un punct, dar cu siguranță va exista o data viitoare. Momentan nu am nicio frică, nicio chestie de genul acesta. Momentan sunt liniștită. Mulțumesc. Lola, toți spuneți că sunteți o familie, dar cineva în seara asta va fi votat. O familie matură, în primul rând. Suntem toți trecuți de 20, unii 30 de ani. Știm, am venit cu toții în acest concurs știind că la un moment dat ne vom vota. Suntem destul de... avem și un grad de inteligență încât să nu o luăm personal. Este o strategie, este un concurs și e inevitabil. Și în familii se întâmplă certuri, dar noi nu o facem prin certuri. Noi o facem prin, nu știu, cu maturitate, cu transparență în primul rând. Și cred că asta ne ajută. Să înțeleg că dacă n-ați discutat într-o ședință comună, ați discutat... Nu avem bisericuțe, noi avem o catedrală mare. Nu, doar că noi am mai trecut pe aici. Din păcate, săptămâna trecută am mai fost pe aici. Și cam știm fiecare ce gândește. Și gândim toți cam, nu știu dacă cu toții în aceeași direcție, dar cu siguranță fiecare războinic dorește binele acestei echipe. Vom afla cu toții peste câteva minute pe cine veți trimite în fața publicului. Situația este simplă, ați pierdut jocul de imunitate din această zi. Acum seara trebuie să votați pe unul dintre voi. Mâine veți avea
un alt joc de imunitate, în urma căruia vom mai afla, tot în Consiliul de Nominalizare, un candidat la eliminare. Cei doi vor merge în fața publicului, iar publicul va decide pe cine trimite acasă. Vom vedea. Voi, însă, acum trebuie să votați. Așa că să înceapă votul. Vă rog. Beneficiul Presley. Încă avem nevoie de grup, de echipă, să spargem strategia faimoșilor. Mai mult ca sigur te așteptai la asta, dar sunt sigur că you can take one for the team. Din păcate, strategia faimoșilor dă roade, iar eu mă simt nevoit să fac o corecție pentru a o combate. Dar în seara asta te votez pentru că, din punct de vedere strategic, suferim și e nevoie să plece un om ca să devenim mai buni. Thank you.
pe care, pentru care votez acum este strict unul al evoluției din acest moment sportiv. Sunt sigur că nu este nimic altceva decât un vot și sper ca lucrurile să meargă mai bine pentru tine de aici înainte. Războinicii au decis, aici avem voturile care vor trimite un nou membru al echipei albastre în fața publicului. Remus. Cristi. Un vot Remus, un vot Cristi. Remus. Două voturi Remus, un vot Cristi. Și din nou Remus. Trei voturi Remus. Unul Cristi. Patru voturi Remus, unul Cristi. Remus. În momentul de față avem o majoritate, 5 voturi pentru Remus, unul singur pentru Cristi, există deja o majoritate, iar Remus, tu ești din nou propus la eliminare de către echipa albastră. Cu ce greșești Remus? Dar nu consider că este vorba de o greșeală, nici nominarea trecută nu a fost neapărat una strategică. Există o diferență între mine și ceilalți membri ai echipei războinicilor. Diferență de? Hai să zicem de experiență, de vârstă. Lucru care a făcut din start să am o țintă pe spate atât din tabăra haimoșilor cât și din tabăra proprie. În echipa războinicilor, toți colegii mei sunt combativi, toți vor să arate ce pot pe traseu. În condițiile în care suntem mai mulți decât faimoșii și eu având această țintă pe spatele meu, este foarte simplu să fiu ales de mai multe ori în ideea în care acest lucru ar fi un dezavantaj. Astăzi, chiar dacă am avut o strategie bună și a dat rezultat de cele mai multe ori, creând un avantaj comod pentru cel care ajunge la final, sunt jocuri, sunt finaluri care se potrivesc mai bine anumitor jucători și aici țin să felicit pe Mihai că a fost ziua lui, într-adevăr. Nu consider că a câștigat, cel puțin nu în fața mea, prin noroc. Consider că strategia pe care a avut-o și abilitatea de concentrare la sfârșit face parte din strategia lui. Eu îți mulțumesc că tu l-auzi pe Mihai, a fost ziua lui. Te consider cel mai slab din echipă? Nu, Dan. Pe parcursul competiției sunt situații în care fiecare reacționăm diferit la condițiile Survivor.
Eu îmi asum tot ce am pierdut pe mâna mea. Dacă ceilalți colegi consideră că în momentul în care au pierdut, că n-au avut noroc sau că nu au avut șansa să intre de două ori pe traseu, astfel încât atunci când au pierdut să recupereze punctul pierdut în runda a doua, această decizie nu rămâne la mine. Eu atât pot să spun, nu consider Survivor în niciun fel un joc de noroc. Este decizia de astăzi corectă? Poate fi mai puțin corectă. Din punct de vedere al capacității sportive pe traseu, nu consider ca fiind o decizie corectă. Îți mulțumesc, Remus. Te-a provocat și echipa în această seară, pentru a doua oară. Iar tu ești din nou nominalizat spre eliminare. Mâine seară, într-un nou consiliu, vom afla și al doilea nominalizat. Tot atunci se va și putea vota din partea publicului. Nu până atunci. Nu trimiteți mesaje până mâine seară, când eu voi da start vot. Vom vedea ce decid cei de acasă. Mai e cale lungă până acolo. Momentan eu vă mulțumesc și vă spun noapte bună. Atenție, mâine avem o zi teribil de grea.